Bună ziua și bine v-am regăsit la dialogurile MCP. Numele meu e Irina Maria, avocat colaborator în cadrul MCP Cabinet Avocați și mă aflu astăzi alături de domnul avocat Marius Cătălin Prăduț, avocat titular și fondator al MCP Cabinet Avocați. Bună ziua, domnule avocat! Bună ziua! Dialogul de astăzi vine în contextul unor modificări legislative apărute relativ recent, modificări importante ale codului muncii, efectuate prin legea 283 din 2022, lege care a intrat în vigoare în 22 octombrie anul acesta. Printre modificările de esență este și o schimbare cu privire la conținutul pe care ar trebui să-l aibă informarea realizată de angajator salariatului sau chiar persoane avute în vedere pentru angajare viitorului salariat cu privire la elementele esențiale ale contractului individual de muncă. Unul dintre aceste elemente esențiale devenind condițiile și durata perioadei de probă, dacă este cazul. Înainte de a intra în discuții mai ample pe această temă, aș fi vrut să clarificăm un pic ce înțelege legiuitorul prin condițiile perioadei de probă, la ce ar trebui să ne așteptăm. Aceste modificări aduse de legea 283-2022 parcă, și e necesar a preciza acest lucru, parcă nu au avut în vedere aspectele care erau puse în discuție în domeniul relațiilor de muncă. Însă trecând peste acest aspect de tehnică legislativă care parcă nu ia în considerare toate aspectele practice care se ivesc, Încercăm să bănuim că legiuitorul, la momentul la care a stabilit ca obligativitate de informare anterior încetării încheierii contractului individual de muncă, informare cu privire la condițiile perioadei de probă, a avut în vedere stabilirea de către angajator și informarea implicit a salariatului cu privire la modul în care. Angajatorul urmează a verifica uh, aptitudinile profesionale ale salariatului uh, în perioada de uh, probă, adică ce urmează să verifice angajatorul, de către cine urmează a fi uh, verificate aceste aptitudini uh, profesionale. Cu alte cuvinte, uh, prin regulamentul intern sau prin contractul individual de muncă, sau printr-o anexă la contractul individual de muncă, salariatul. Cum este și firesc, trebuie informat cu privire la criteriile, condițiile, valorile ce urmează a fi avute în vedere de către angajator și, totodată, persoana sau persoanele care urmează a verifica îndeplinirea de către salariat a cerințelor stabilite de către angajator. Este necesar să se stabili și acest cadru uman de verificare a aptitudinilor profesionale ale, salari ale salariaților, deoarece nu de puține ori s-a ajuns în situația în care o persoană care nu a avut nicio legătură în perioada de probă cu salariatul a luat decizia de a stopa relațiile de muncă prin emiterea unei astfel de notificări în temeiul articolului 31 din Codul Muncii. Cu atât mai mult cu cât această notificare de principiu este nemotivată, până acum practic salariatul nu avea nicio posibilitate să afle care au fost motivele care au stat la baza acestei decizii a angajatorului, decât bănuiesc dacă ar fi contestat în fața instanței de judecată și atunci angajatorul ar fi trebuit să formuleze apărări. Da. Această, acest aspect al nemotivării notificării a deciziei de fapt de încetarea contractului individual de muncă în timpul perioadei de probă sau la sfârșitul perioadei de probă a condus de foarte multe ori la uh, Evidențierea unor abuzuri ale angajatorului în a nu da nicio explicație nici măcar în fața instanțelor de judecată aspect care a fost uh, Favorizat de însă jurisprudența instanțelor de judecată, care, dincolo de formalismul stabilit de codul muncii în emiterea unei astfel de notificări, nu a trecut în a verifica dacă, într-adevăr, angajatorul a abuzat de această procedură în încetarea contractului individual de muncă. Ați făcut mai devreme referire la faptul că această informare ar putea fi, sau aceste criterii ar putea fi stabilite prin regulamentul intern, contractul individual de muncă sau anexă la contractul individual de muncă. Practic, această informare presupune o modificare a contractului individual de muncă al salariatului în orice moment, acum că s-a schimbat legea, sau doar în eventualitatea în care oricum s-ar modifica contractul individual de muncă prin schimbarea poziției și, de exemplu, instituirea unei noi perioade de probă ar fi necesară o astfel de informare? Întâi de toate, trebuie să avem în vedere principiile aplicării legii în timp. În situația în care s-a încheiat deja un contract individual de muncă, evident că suntem în momentul post factum. Nu mai există această obligație prealabilă de informare a salariatului cu privire la condițiile desfășurării perioadei de probă. Este evident că dacă există un contract de muncă activ. Care a cărui funcție sau fel al muncii urmează a fi modificat, angajatorul va avea obligația ca anterior încheierii acestui act adițional de modificare a funcției, de a-l informa cu privire la condițiile desfășurării perioadei de probă, pentru că la acel moment are loc o modificare a contractului individual de muncă, modificare care se realizează sub imperiul noilor dispoziții. Dar cu privire la salariații care uh, se aflau deja în perioada de probă la momentul la care a intrat în vigoare legea și perioada de probă continuă, uh, a continuat după intrarea în vigoare a legii, angajatorul ar fi avut obligația de a efectua această informare, ar fi avut și acei salariați practic dreptul de a cunoaște ce urmează a fi evaluat în timpul perioadei de probă? Se aplică ceea ce se poate aplica. Dispozițiile referitoare la informarea prealabilă nu mai au cum, însă, în ceea ce privește solicitarea salariatului de prezentare de către angajator a motivelor care au stat la baza emiterii acestei notificări de încetare a contractului de muncă în perioada de probă, scade în sarcina angajatorului. Ați făcut referire la această solicitare a salariatului. Într-adevăr, legea 283 modifică și articolul 62 din Codul Muncii și stabilește dreptul salariatului de a-i solicita angajatorului suplimentar față de decizia de concediere. Motivele care au stat la baza acestei decizii. Înțeleg din spusele dumneavoastră că această dispoziție s-ar aplica mutatis mutandis și încetării contractului de muncă în perioada de probă. Evident dispozițiile legii 283 sunt de strictă și imediată aplicare. Ori această lege stabilește acest, acest drept al salariatului de a solicita angajatorului prezentarea motivelor care au stat la baza încetării contractului individual de muncă, inclusiv prin acest mecanism al notificării în perioada de probă, nerespectarea de către angajator a prezentării către salariat a acestor motive constituie faptă contravențională. Constituie faptă contravențională și totodată Bănuiesc ar putea atrage și nulitatea încetării contractului de muncă în timpul perioadei de probă? Acest lucru urmează a fi avut în vedere contextual, prin raportare la dispozițiile generale ale articolului 31 din codul muncii, în sensul că pe de-o parte, articolul 31 arată că această notificare emisă salariatului are loc în contextul verificării aptitudinilor profesionale ale salariaților. Pe de altă parte, refuzul angajatorului de a oferi o minimă explicație concretă, efectivă, către salariat conduce la o nejustificare, mai bine zis a încetării contractului individual de muncă. Este posibil ca în fața instanței de judecată angajatorul să aibă aceeași atitudine sfidătoare cu privire la justificarea încetării contractului individual de muncă, atitudine care poate fi avută în vedere de către instanța de judecată față de faptul că Angajatorul nu și-a respectat o obligație stabilită odată cu legea 283, aceea de a prezenta salariatului motivele care au condus la încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă. Ce l-a nemulțumit pe angajator când a luat această decizie? Acestea sunt motivele care ar trebui prezentate de către angajator. Și un ultim aspect practic care cred că i-ar interesa în special pe angajatorii care ne urmăresc, având în vedere faptul că aceste mențiuni esențiale din contractul individual de muncă sunt trecute în modelul cadru pus la dispoziția angajatorilor. Și acest model cadru nu a apărut încă față de modificările legislative, ce ar trebui să facă angajatorii în această perioadă tranzitorie? Să modifice în propriile modele de contracte individuale de muncă și să includă aceste mențiuni sau să aștepte punerea la dispoziția modelului cadru anterior implementării acestor modificări? Iar dacă nu le implementează, s-ar putea aștepta la o sancțiune din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă până la apariția modelului cadru? Întâi de toate, acest model cadru, așa cum s-a pământenit el în ultimii zeci de ani, aproape 20 de ani, nu este un model obligatoriu. Pe de-o parte, pe de altă parte, intrarea în vigoare a dispozițiilor legii 283 nu sunt condiționate de apariția acestui contract cadru. În al treilea rând, angajatorul are posibilitatea, are dreptul, ca să nu ne ducem și în zona obligației de a și organiza activitatea, inclusiv activitatea cu salariații aflați în perioada de de probă. Față de toate aceste aspecte, o minimă diligență a departamentelor de resurse umane sau a angajatorilor care se ocupă direct fără a fi realizate aceste activități de către departamentele de resurse umane, au posibilitatea de a aduce modificări contractelor individuale de muncă, evident cu respectarea dispozițiilor legale. Această perioadă de așteptare a contractului pe cadru poate, dacă acest lucru întârzie prea mult timp, conduce, poate conduce la o nerespectare de către angajator a dispozițiilor modificatoare ale codului muncii. Cu alte cuvinte, nepublicarea acestui model cadru nu poate reprezenta o scuză pe care o să folosească angajatorul în fața inspectorilor de muncă sau în fața instanțelor de judecată. Evident că nu. Poate că în fața inspectorilor de muncă ar putea, însă în fața instanțelor de judecată sub nicio formă, deoarece, repet, una, repet una dintre cele arătate mai devreme Modificările aduse de codului muncii nu au fost condiționate de apariția acestui model cadru Ci s-a arătat într-un alineat top sau pe undeva pe acolo Că urmează a fi puse la dispoziție aceste modele cadru ale contractului individual de muncă Pentru a ajuta angajatorii, nu pentru a-i scuza în neaplicarea acestor dispoziții uh, care modifică codul muncii. Vă mulțumesc, domnule avocat. Cred că am reușit să lămurim câteva chestiuni practice cu privire la acest aspect, astfel încât angajatorii și salariații să știe măcar la ce să se aștepte în următoarea perioadă. Noi am încercat a lămuri aceste aspecte. Urmează uh, să așteptăm și jurisprudența instanțelor de uh, judecată care. Având la dispoziție aceste modificări ale codului muncii, în principal dreptul salariatului de a solicita o justificare din partea angajatorului cu privire la încetarea contractului individual de muncă, de a verifica, de a afla adevărul cu privire la modul în care și de ce a încetat contractul individual de muncă în perioada de probă, pentru că un singur răspuns poate fi dat la această întrebare: de ce? pentru că salariatul nu a corespuns, într-o mai mică sau mai mare măsură, depinde de exigențele angajatorului, cerințelor și așteptărilor angajatorului. Într-adevăr, va fi interesant de văzut cum se va schimba sau nu jurisprudența instanțelor de judecată în acest sens în următoarea perioadă față de modificările legislative. Vă invităm să ne urmăriți în continuare pe site-ul nostru www.mcpavocați.ro unde puteți rămâne la curent cu toate aceste noutăți. Vă mulțumim! Vă mulțumim!